Gata? Go! Bă, pentru un video 666, bă, cu pula. Îl mai țineți minte pe subscriberul al meu cu petardele? Ei bine, anul ăsta a trecut la un nou nivel. Flacăra olimpică, bă. Tot pentru un video. Aia, nu se dau cu petarde în până. Uite, fumează manevra asta. Aci, avem o găurică, gata? Salutare, dragi tovarăși! Crăciun fericit, sărbători fericite! Moș Gerilă a venit la voi, nu știu cum aibă să o ura. Tot comunist a rămas și după 30 de ani de la Revoluție, se pare. După cum ați văzut pe Instagram acum câteva zile, mai degrabă acum o săptămână de când vedeți voi video-ul ăsta, v-am rugat, v-am pus o poză în care să-mi lăsați întrebări pentru Q&A, pentru că n-am mai făcut de vreo 7 luni. Așa că dacă vrei ca data viitoare să-ți apară întrebarea în Q&A, dă-mi follow pe Insta. Prima întrebare, ce-i faci la 70 de ani? Probabil că aș fi un sugar daddy. Mai ai asigurare la alocație? Că tot veni vorba de alocații. Guvernul vă va mări alocația la 300 de lei. Practic voi aveți alocațiile de 10 ori mai mari decât când le aveam eu când eram mic de vârsta voastră. Bramatiilor. Băgăm un blant? Te simți rușinat că te-ai căcat pe tine azi? Nu recunosc nimic. Ce ai de gând să mai faci pe canal? Păi, pe 27 îmi vine chitara și vedem după aia ce o să fac. Ori o să vă cânt pe live, vă fac dedicație, o să fiu cel mai cocalar rocker posibil. Ori fac cover-uri, ori îmi fac melodia mea a canalului, că na, să fiu și un influencer adevărat. Numai că o să fiu unic, nu o să cânt trap, o să cânt rock, cred că singurul YouTuber din România care cântă rock. Ai tu pe eu să ne arăți cum dansezi pe Fărni Salam? Nu se acceptă, nu. Bă, aș dansa, da. Bă, că am doare spatele. Însă, ia uite aici un story mai vechi cu mine dansând. Te bate Gogu pe mine? Cântă două strofe din cap și pajură. No, știi ce, îmi bag pula, prea mulți manelari pe canalul ăsta, ai, îmi bag pula, nu mai apuc revelionul. De ce religie ești? Mă, nu cred că aș putea să aparțin unei religii, având în vedere că eu însumi sunt o divinitate. Mare capra trăiezi? Mă, știi cum se zice? Propaganda Mafia TV zice că pe doi i-a mâncat lupul, dar de fapt i-a furat PSD-ul. Îți plac cartofii? Îmi place să-i mănânc, nu-mi place să-i scot din pământ. Codrin la pătrat. Tu auzi culorile? Zi o întrebare. Măta se mai gândește la mine oare? Însă pe ea am o supărare, pentru că e păroasă între picioare. De ce joci sau jucai mai mult jocuri de-astea vechi? Păi joc jocuri de-astea mai vechi pentru că astea mi se par mai distractive. La începutul canalului, prin 2015-2016, aveam un cazan de PC, deci ca idee. Telefonul ăsta era mult mai puternic decât PC-ul pe care l-aveam atunci și, na, ce puteam să joc? San Andreas, Far Cry 1, jocuri de-astea vechi. După aia am început ușor. În 2016 i-am schimbat RAM-ul și procesorul, în 2017 mi-am luat placă video nouă, hard disk mai mare, să am spațiu. Și am jucat de la GTA 3 și San Andreas și Far Cry 1 și Half-Life 1, am jucat GTA 5, The Forest, Far Cry Primal, Far Cry 5 am jucat. Dar mi se par mult mai distractive jocurile astea vechi, parcă au gameplay-ul și povestea mult mai bună. Ce părere ai despre cântărețul Lil Peep, dacă îl știi? No, stai să caut. Vai de pula mea cum arată ăsta. No, m-aș face gay pentru el. Bă, mă auzi? Am trecut la mate. Bă, la mate ai trecut, dar la română nu cred. La pușcărie cu Moș Crăcilă. Dacă vedeți pe Moș Crăciun, legați lanțul și puneți în cul, da? Dacă tot ești major, dai și tu berea aia? Nu. Dacă după examen nu intru unde vreau eu și mă bate mama cu lingurița, pot să mă mut la tine? Da, mereu mi-am dorit un sclav sex, un frate. Mai tragi pe nas polipropilenă? Tu îți filmezi pâinea? De unde ești? Uite, exact de aici sunt eu, că am pus harta țării ca să știți pe unde dracu vine Ialomița. Mai fuți ren cu Cornholio? Are you threatening me? I am Cornholio. De ce Y începe cu I? De ce K începe cu K? De ce X începe cu I? Și cam acesta a fost Q&A-ul mult așteptat de voi după 7 luni de zile în care n-am mai făcut niciun Q&A, că pur și simplu n-am avut chef. Eu sper că v-a plăcut și vreau să scrieți în comentarii ce așteptări ați avut de la Moș Crăcilă și ce dezamăgiri ați găsit voi sub brad. Ne vom auzi diseară pe live și să sperăm că chiar o să vină chitara apoi mâine față de cum vedeți voi video-ul ăsta de Crăciun.
pula mea. Hai, ceaule tuturor.